Liberalii nu vor să renunțe la vechiul sediu al partidului, asta deși în prezent au centrul la Partidul Democrat Liberal. De teamă că alianța s-ar rupe la un moment dat și că ar rămâne la propriu în stradă, liberalii au cerut prelungirea contractului de închiriere pentru imobil. Decizia de a păstra vechiul sediu a fost comunicată liberalilor în ședința Biroului Politic Județean, prima desfășurată în noua formulă. Noi intenționând în continuare să prelungim contractul acestui sediu, având achitate o parte din cheltuielile pe care le-am avut urmând în perioada imediat următoare, probabil mâine sau cel mai târziu luni, marți, să achităm absolut orice sumă pe care o mai avem în altă parte și să solicităm primăriei să ne aprobe prelungirea contractului de închiriere al sediului. Copreședintele PNL Gorj, Tudor Barbu, susține că toate problemele au fost rezolvate în ceea ce privește imobilul, astfel că orice reuniune a vechiului partid va avea loc aici. S-a rezolvat toate problemele. Steaguri noi, contract nou, nu are nicio problemă sediu. Și nici nu au fost probleme mari, era doar o problemă organizatorică, adică să nu creadă cineva că a fost lăsat de izbeliște. Nu, sediu era doar într-o fază în care nu mai avea contractul prelungit. Partidul Național Liberal plătește lunar către Primăria Târgu Jiu pentru sediul din centrul orașului o sumă modică de 168 de lei.